Bine v-am regăsit, dragii mei prieteni. Să știți că în floricica mea, fără foarte multe introduceri, vă spun, a apărut, de când așteptam să începem să vă spun povestea, a apărut aici un cuvânt. Bine, binele, bine, binele, bine, binele, așa. Se tot schimbă, binele. Și am... Să știți că cred că în ceea ce privește binele, nu știu dacă neapărat are un parfum, dar sigur, are consecințe, nu venea cuvântul, are consecințe, binele întotdeauna și răul, cu siguranță, dar binele are, să spunem așa, valoarea de a naște bine. Și ca să mă credeți că așa, că spun eu aici niște cuvinte, nu știu dacă este neapărat de validat ceea ce spun eu, dar puteți să validați o poveste, adică să spuneți dacă e așa ascultând o poveste, da? Și floricica mea, cea frumoasă, trimisă de năsturel de poveste, mi-a dăruit prin cuvintele acestea o poveste foarte frumoasă. Să vedeți, copii, prieteni, era odată, de mult de tot, pe vremea când Dumnezeu și Sfântul Petru mergeau pe pământ, era odată un bătrân, un bătrân, nu era chiar foarte bătrân, dar era foarte sărac. Și în fiecare zi ieșea în drum și cerșea, sperând că oamenii se vor îndura de el și va primi suficienți bănuți cât să poată trăi de pe o zi pe alta. Ei, și trecând pe acolo Dumnezeu cu Sfântul Petru, i-a pus Dumnezeu în mână un sac cu galbeni. Când s-a uitat bătrânul și a văzut, s-a bucurat atât de tare încât, după ce au trecut Dumnezeu și Sfântul Petru, a luat sacul cu galbeni și s-a dus către casă. Acum, vedeți voi, prieteni, cum mergea el spre casă, a văzut un alt om care avea nevoie de ajutor și ar fi putut să scoată din sacul lui cu galben un bănuț, să facă și el la rândul său un bine. Dar a făcut-o, credeți? Cum? Nu, n-a făcut-o. A luat sacul cu galbeni și a mers mai departe, doar că pe drum un hoț i-a furat galbenii. L-a speriat atât de tare pe bătrân, l-a luat la bătaie încât bietul de el doar să scape cu viață și mai dorea, așa că i-a dat sacul de galben și hoțul a fugit. A doua zi, Dumnezeu și Sfântul Petru trec din nou prin cetatea aceea și pe drumul acela și îl văd iar pe bătrân cerșind. Păi, dar ce faci, bătrâne? Nu ți-am dat eu un sac cu galben? Ba da, un hoț m-a prins, m-a bătut și mi-a luat sacul cu galben. Și l-ai văzut cum? Nu am văzut că avea ceva pe față, dar ia că am venit iar la cerșit că eu ți-am dat acolo un sac cu galben cu care puteai să trăiești întreaga viață. Așa e. Dacă nu-l mai am, acum dacă te-ai îndurat de mine să mai dai ceva. E, mă îndur, sigur că mă îndur. Și i-a dat Dumnezeu un diamant. Un diamant, și-a spus bătrânul cerșetor. A luat diamantul, pe drum a trecut pe același drum, a văzut același om care la rândul său avea nevoie de ajutor, dar nu s-a gândit nici o clipă la omul acela și a mers direct acasă. Acum știu la ce vă gândiți. Cum ar fi putut să-l ajute pe om, că doar nu era să-i spargă o bucățică de diamant? Păi nu, ar fi putut să facă ceva, dar vă dau răspunsul imediat. S-a dus acasă, a pus diamantul într-o găleată din lemn în care de obicei punea apă. Și el avea întotdeauna o găletușă cu apă la el, pentru că stând multă vreme la cerșit, avea nevoie de apă să bea. Ei, acasă mai avea o găletușă din lemn în care soția lui punea apă. Și-a lăsat diamantul acolo și a zis, e, nu mă duc acum să schimb diamantul și să iau bani pe el, mai bine m-aș odihni un pic. S-a dus bătrânul nostru cerșetor să se odihnească, iar între timp soția lui a venit acasă. A venit acasă, a luat găleata și s-a dus la izvorul din apropiere să o umple cu apă. Femeia n-a auzit zgomotul diamantului, nici nu l-a văzut în găleată. Așa că a mers la izvor, a băgat găleata în apă și, cum vă dați seama deja, piatra a dispărut. Când omul s-a trezit și s-a dus la găleată, a văzut că în ea e apă, dar nevastă, în găleata asta era un diamant, nu l-ai văzut? N-am văzut, bărbate, nimic.
Pe semne, când am luat apă, sigur s-a dus diamantul în râu. Așa că bătrânul cerșetor, a doua zi, s-a dus din nou pe aceeași stradă la cerșit. Și iar au trecut pe acolo Dumnezeu și Sfântul Petru. Și Dumnezeu, văzându-l pe om că cerșește din nou, măi omule, dar acum cu diamantul ăla nu o viață, două vieți puteai să trăiești fără să mai ai nevoie de ceva. Păi iar ești la cerșit, păi să vezi, zice omul care nu știa că-i Dumnezeu. Să vezi ce am pățit. Ieri pe drum nu m-am oprit să schimb diamantul și să iau bani ca să duc banii acasă. M-am dus direct acasă să mă odihnesc, am pus diamantul într-o găleată, nevasta mea a luat găleata, a pus apă în ea de la râu și am pierdut diamantul. Am înțeles. Atunci, iată, îți dau o monedă de data aceasta. Și Sfântul Petru, uitându-se la Dumnezeu, i-a spus: Doamne, dar omul ăsta nu știa că vreodată poate să fie fericit sau să aibă vreodată ceva a lui, că parcă e un făcut, totul pierde. Cum crezi tu că o să-l facă fericit o monedă când nu l-au făcut fericit un sac cu galben și un diamant? E, păi, uite ce zic Sfinte Petre, zice Dumnezeu. Ia, urmărește-l pe bărbatul acesta. Vezi ce face și o să înțelegi. Și Sfântul Petru, după cum a zis Dumnezeu, a început să-l urmărească pe bătrânul nostru. Bătrân care, uitându-se la monedă și gândindu-se, oh, ce puțin am primit acum, păi, din moneda asta nu mi-ajunge nici măcar să-mi iau ceva de prânz. Și mergând el așa și uitându-se la monedă, vede un pescar care tocmai scotea dintr-o plasă de pește un pește. Cum se zbate un pește? Și uitându-se la moneda lui, cu care nu putea să-și ia nici măcar un prânz, și uitându-se la bietul pește care se zbătea, omule, pescarule, uite, ia moneda asta, dumneata, și dă mie peștele acesta care se zbate. Și pescarul a fost de acord, iar bărbatul, bătrânul nostru cerșetor, a luat peștele și l-a pus în găletușa lui cu apă pe care o purta tot timpul lângă el. Îl luase pe pește nu ca să-l mănânce, ci ca să-l salveze. Dintr-o dată, inima lui parcă se milostivise când îl văzuse pe bietul pește cum se zbate. În drum spre casă însă, peștele a început să se zbată mai cu putere. Și oprindu-se bătrânul cerșetor și uitându-se cu atenție, a văzut cum peștele scoate din gura sa un diamant. Doamne Dumnezeule, tu ești, a început omul să strige, bucurându-se că a regăsit diamantul pe care îl pierduse, știți, soția lui când s-a dus să ia apă de la râu. Însă, ceea ce s-a întâmplat, copii, și povestea devine și mai frumoasă și mai interesantă, pe când el striga fericit, tu ești, luând diamantul și văzându-l, este că la distanță mică de el se afla tâlharul care îl furase cu două zile în urmă. Tâlharul, speriat, crezând că l-a recunoscut bătrânul cerșetor și aflându-se și alți oameni pe acolo: te rog, uite să mă ierți, uite, îți dau punga cu galben înapoi, nu mai iartă-mă și nu mă spune nimănui. Și bietul nostru bătrân cerșetor, cel care era fără nimic mai devreme, iată că a primit și punga cu galbeni, a primit și diamantul înapoi. Și pe drum a dăruit și bietului om care cu două zile și cu o zi tot îl văzuse bătrânul cerșetor și n-a vrut să-l ajute, a primit și acela un bănuț din partea cerșetorului. Apoi a mers acasă și Sfântul Petru s-a întors zâmbind la Dumnezeu și a spus: Doamne, am înțeles de fapt gândul tău și mesajul tău. Doar în momentul în care omul nostru a fost milostiv, uite, a dat un ban, a salvat, Doamne, un pește. Dar parcă de la fapta aceasta mică bună i s-au întors toate celelalte pe care tu i le-ai dăruit. N-a mai fost nevoie de niciun răspuns, vă dați seama. Dumnezeu doar a zâmbit și a plecat mai departe cu Sfântul Petru, care știu la rândul lor că trebuie să-i ajute pe alții. Și tot așa. Și uite așa se încheie și povestea mea.
iar pe voi vă aștept să înscrieți, ca de fiecare dată, la numărul de telefon mobil 0740 171 622. Pe curând, prieteni! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor!